Bună seara, dragii noștri! Bună seara, dragul meu, Cove! Bună seara, draga mea, Alexandra! Superbă în această seară de sâmbătă! Ca întotdeauna, de altfel, întotdeauna, nu? Absolut. Dar sâmbătă este o seară specială întotdeauna. Normal, este weekend, cu toții ne bucurăm, ori stăm acasă, ne uităm la televizor, ori ieșim în oraș, nu? Sau mergem la o petrecere, la o nuntă, la un... mai ales că acum ai toamna e... Ai planuri în seara asta? Să mă însor, nu, dar să merg la o nuntă. Dar undeva aș merge la o distracție, la o seară dansantă, la un ceai. Perfect, dar până atunci haideți să vedem care sunt cele mai tari subiecte ale săptămânii, nu? Hai să le vedem. Să mai fac ceaiuri? Emily Burghera trece prin momente tare dificile. Urmările accidentului din Mauritius încă se văd pe trupul ei, iar psihic este la pământ. Soțul ei, în schimb, fierbe de îngrijorare. Ada este doamna scamă. Are acasă numai puțin de 6 aspiratoare și parcă nu sunt suficiente. Este obsedată de curățenie și are fixuri cu duiumul. Ba chiar l-a corupt și pe soț. Despre ce este vorba, aflați la Flash Monday. Lenny Kravitz este un mare, mare răsfățat. În România a fost tratat regește, iar în viața de zi cu zi este la fel. Are chiar hairstylistul personal care are grijă de dreadurile lui chiar și în timpul mesei. Emily Burghera a trăit trauma vieții ei în vacanța din Mauritius. Accidentul în care a fost la un pas să-și piardă viața a pus o mare amprentă asupra ei. A trecut printr-o operație, a rămas fără o parte din păr, iar recuperarea este cât se poate de dificilă. A ajuns și la psiholog, iar soțul ei este disperat. Nu știe cum să o ajute să treacă peste trauma. Emily nu s-a ferit și a împărtășit cu fanii ei momentele cumplite din procesul de vindecare. Acesta a fost momentul în care Emily Burghera a fost la un pas să-și piardă viața. Mașina în care se afla a intrat frontal într-un tir, se afla în taxi cu nașa ei și se îndreptau spre aeroport. Într-un final au ajuns acasă, iar cele două au început investigațiile. Nașa lui Emily a fost cel mai grav, a avut probleme cu coloana și vedeta a primit un diagnostic grav. Triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar. Pentru operație, medici au fost nevoiți să-i radă o parte din păr, iar fața tumefiată și-a revenit cu mare greutate. A stat internată în spital, a trăit teama intervenției chirurgicale, spaima că i s-ar putea întâmpla ceva rău și de la accident nu a mai avut o noapte în care să poată dormi bine. Efectele se văd. Șocul emoțional abia acum a început să se simtă și nu o spun eu, o spune părul, care îmi cade fără oprire. Am trecut prin multe. Din procesul vindecării face parte și psihologul. Ședințele de terapie ar trebui să-i facă bine, să o ajute. Însă Andrei, iubitul ei, a dezvăluit contrariul și el este disperat și nu și-a revenit din șocul gândului că ar putea rămâne singur cu cei doi copii. Stă și plânge toată ziua. Trebuie să povestească accidentul pentru psiholog și plânge și se blochează. Oare există și alte metode ale psihologilor? Îi este alături lui Emily în fiecare secundă. A pus toată munca pe pauză și se dedică cu totul familiei, iar asta cântărește pentru ea enorm. Împreună, chiar și momentele grele trec mai ușor. Andrei este eroul meu, sprijinul meu neclintit și omul care mă face să mă simt completă. Îți mulțumesc din suflet pentru că ești alături de mine, pentru că îmi dai putere și mă faci să zâmbesc în fiecare zi. Fără tine, nimic nu ar fi la fel. Au trecut 2 luni de la accident, iar Emily Burghera este departe de o refacere completă, atât fizică, dar și psihică. Momentele acelea îi va fi imposibil să le uite. La vremea respectivă a povestit momentele cumplite prin care a trecut. Emily Burghera era cu nașa ei în mașină și a crezut că acolo se sfârșește totul. Impactul a fost atât de puternic, încât doar o minune a făcut ca cele două să scape cu viață. Mașina s-a transformat într-un morman de fiare. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-a izbit
de geamul mașinii, strivindu-mi fața. Apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis, m-am trezit doar eu, ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșală care mă trimitea să mă întind pe un câmp. Am început să zic Tatăl nostru și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin. Emily era în stare de șoc, dar și-a găsit forța necesară să se ridice. Nașa ei era însă mult mai rău. Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce-o întrebam. Striga doar, "Where is my son?" Un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată. Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii, resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici. Am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Familia îi este acum principalul suport. Copiii pun zâmbetul pe buze, iar eforturile soțului ei o ajută să mai treacă de o zi. Tot ce mai speră Emily acum este să-și revină din trauma cumplită. Marian Drăgulescu este gata să facă pasul cel mare și a cerut iubita în căsătorie într-un mod tare romantic și acum are planuri mari de tot. Despre ce este vorba aflați la Flash Monday. Draga mea, Alexandra, vreau să știu dacă tu ești obsedată după curățenie așa. Păi, nu știu, poate obsedată este mult prea mult spus, dar într-adevăr îmi place să fie curățenie, mai ales că am pisici acasă și n-am cum. Dar stai un pic, câte aspiratoare ai? Câte... Cum adică câte aspiratoare? Am un singur aspirator pe care îl folosesc zilnic, ce-i drept. Ia uite, mă, nu. Dar de ce ai tu așa curiozități la ceas de seară, că nu înțeleg? Stai, mă, puțin. Atâtea întrebări. Nu, lasă întrebările că nu ești bine. Nu ești bine, adică cum să ai un singur aspirator? Spune-mi tu cum. Dar cum, dragul meu, cum, adică câte ar trebui să am, nu știu, dragă, tu cât ai acasă? Stai mă puțin, moda este să ai 6 aspiratoare. Uite, Ada se laudă cu 6. Da, iartă-mă, dragul meu, Coven, că nu am ajuns la acest nivel, dar nu înțeleg 6, adică cum le folosește, prin rotație sau 5 sunt stricate, cum că nu înțeleg. Nu. Artista are chiar 6 aspiratoare, toate sunt funcționale și le folosește. Adică chiar sunt curioasă, nu? Asta mi se pare incredibil. A luat o razna toată România că am eu 6 aspiratoare. Haideți să faceți cunoștință cu ele. Acesta este cel cu care voi da mâine, pentru că am lipsit de acasă și este haos, în sensul că e praf, nu altceva. Acesta este cel de firmituri, când mănâncă cătă în mod special și se umple toată bucătăria. El e domnul curățel pentru scame și să mai întrețină cât de cât atmosfera. El e iștibacii de cu craci și omoară toți gândacii cu care dau în curte, pentru că avem pavele și mi-e mai ușor să dau cu aspiratorul în curte decât să dau cu mătura. El e gheorghiță cu care de obicei dau prin dressing și la etajul 1 când mă usuc pe păr și când cad scame de la rufe. Și asta e la scump, dar nu vă zic de care e, că l-am plătit. V-aș fi zis de care e dacă îmi dădeau ei bani și nu dădeam 3.000 de euro pe el. Acum puteți dormi liniștiți! Noaptea bună, România! E clar, Ada este obsedată de curățenie și dezvăluirea numărului impresionant de aspiratoare a făcut ceva vâlvă în mediul online. Ei bine, nici că-i pasă și nu consideră deloc că are o problemă. Cu 6 astfel de aparate în casă, scapă de drumuri inutile și are unul doar la o întindere de braț. Și uite așa, nici scuze nu mai are dacă apare vreo scamă prin casă. Casa este destul de mare și fiind mare, am nevoie de cât un aspirator la fiecare etaj. De fapt, am 2 aspiratoare la fiecare etaj, 6 în total. Faza e că nu pot să car pe scări, plus că eu am niște probleme cu utenul, așa că prefer să am aspiratoarele la îndemână, mai ales că sunt și grele. Însă, nu doar aceasta este obsesia artistei, mai are, cu duiumul. Am și vreo 4 fiare de călcat, dar nu exclud să mai cumpăr unul. Oricum, tot ăla clasic e mai bun, deși au apărut unele foarte moderne. Și asta chiar nu e chiar tot. Da, am hainele compartimentate pe culori în dulap. Știu că lumea zice, uite și nebuna asta, dar nu cred că sunt singura din galaxie. L-a cooptat și pe soț de partea ei. Cătălin nu face excepție și poate candida liniștit la bărbatul cu cel mai ordonat dulap. Cătălin e total opusul meu, dar mă înțelege, e Caterinca. Nu sunt genul ăla de nebună să îl terorizez chiar mereu cu ordinea. O, apropo, are și el hainele puse în dulap pe culori. Are un dulap doar cu haine albe, apoi altul doar cu haine negre. Și el își așează hainele pe culori. Le are puse de la crem deschis la gri închis. E foarte frumos la el în dulap. Drăgulescu,
Popescu se pregătește de nuntă. Și-a cerut iubita în căsătorie, iar acum este gata să facă pasul cel mare, din nou. Din nou, și asta nu este tot, mai vrea și copii. Păi stai puțin, că mai are doi. Are, dar unde în cap doi, e binevenit și al treilea. Asta fix, așa este, trebuie să-l cunoști. Să le dea Dumnezeu sănătate și să știi că eu nu-l cunoșteam pe Marian așa romantic. E, poate n-a avut cu cine să fie până acum, dar ia uite ce zace în el. Da, cererea în căsătorie a avut loc la înălțime, într-un balon cu aer cald. Chiar frumos, dragul. Foarte frumos, dacă n-ai teamă de înălțime. Marian Drăgulescu a pregătit un moment impresionant pentru iubita lui. A cumpărat inelul, a făcut toate aranjamentele, a dus-o în vacanță în Capadocia și la răsărit a urcat-o direct în balonul cu aer cald. Terifiată de înălțim, Simona și-a strâns tot curajul, și-a luat iubitul de mână și s-a dus cu încredere pe urmele lui. Acum, sigur, nu-i pare rău. Cu vreo 3 luni înainte am planificat cererea în căsătorie. Bineînțeles, nu se aștepta, pentru că a fost ca o vacanță bine meritată după foarte multă muncă. Nu se aștepta la așa ceva. A fost o surpriză și pentru mine. A fost pentru prima dată când am urcat într-un balon, a fost prima dată și pentru ea. Aveam emoții pentru că ei îi este frică de înălțime, dar totul a fost extraordinar de frumos. Am cerut-o la răsărit chiar înainte să se termine călătoria cu balonul. A fost un moment emoționant, a fost foarte frumos. În aplauzele tuturor, cei doi și-au promis să fie familie. Fac planurile de nuntă acum și se duc cu gândul chiar și mai departe. Simona i-a adus sportivului toată liniștea de care avea nevoie și lângă ea se simte cel mai bine. Noi formăm un cuplu de atâți ani. Am simțit că este nevoie și de pasul acesta și l-am făcut când am simțit. Deși presiunea a fost după a doua lună, din partea prietenilor, familiei. Ne dorim copii. Acest lucru nu depinde de noi. Ne mai întreabă lumea, dar, cum spuneam, nu depinde de noi. Când va veni un prichindel în familie, cu siguranță va fi binevenit și momentul va stârni valuri de bucurie. Până atunci însă, îndrăgostiții se bucură de ei, de dragostea lor și dau pe afară de romantism. Noi, părinții, trebuie să recunoaștem că uneori viața de părinte este și amuzantă. Dacă știi să o faci așa, poate fi chiar comedie, nu? Da, da, mai uite bine, că iese și lui Sensi. E mamă de băiat, fiticul mișină prin casă de dimineață până seara, iar ea se distrează copios. Da, 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 ba chiar și împărtășește cu fanii, iar rezultatul este delicios. Hai să vedem despre ce este vorba. Bună ziua, aș dori să fac un review la acest produs care mi-a ajuns. Mi-a întârziat 9 luni de zile să ajungă, deci mi se pare exagerat de mult. Vine fără accesorii, ceea ce este inadmisibil, pentru că a fost un produs destul de scump. Buton închis-deschis nu are, scoate zgomote ciudate, elimină o substanță urât-mirositoare. Sensi nu se dezlipește de fiul ei, iar de când a devenit mamă, piticul este centrul universului. Totul este legat de el și influencerița nu ar schimba nimic. Vlogărița a devenit mamă anul trecut în luna septembrie, iar ea și soțul ei, Valentin, au simțit că li s-a îndeplinit cea mai mare dorință. Ea își dorea tare mult să aibă un băiat și iată că dorința i s-a îndeplinit. Acum îi cam pune părul pe bigudiuri, însă orice oboseală pălește la primul zâmbet. Sensi a știut dintotdeauna că va fi mamă de băiat și planul îl avea făcut cu minuțiozitate. Știa și numele lui. Întotdeauna am visat să am un băiețel și uite că Dumnezeu așa a vrut. E un copil trimis de Dumnezeu. Am avut numele pregătit pentru el. E numele lui Mamaia, de fată. Sensi și Valentin s-au căsătorit în urmă cu 2 ani, iar vlogărița și-a ținut iubitul secret până în ziua nunții. Carmen Brumă este un exemplu. Un exemplu bun, sănătos și demn de urmat. Da, face sport cu cap, dar și cât este ziua de lungă. Are un regim riguros de la care nu se abate, are în meniu doar alimente sănătoase și mereu e cu mare băgare de seamă la ce și cum combină. Asta e știrea, nu? Păi nu, nu, asta e doar introducerea. Stai puțin. Știrea este că... Stai că-ți spun eu, dragul meu, a pozat topless, doamnelor și domnilor, fără nicio frică de faptul că ar putea fi criticată și ce credeți. În urma fotografiei postate pe rețelele sociale, a primit doar complimente. Se dovedește din nou că un efort susținut aduce roadele dorite. Da. Să ne apucăm de dietă, zic, nu? De sport. Ia, mai bine mă pozez topless. Carmen
are numai puțin de 47 de ani. Fără dram de celulită, fără șunculițe, fără riduri și cu un tonus de invidiat, vedeta a prins curaj cum altele nici nu visează. A pozat topless pentru promovarea unui nou program de slăbit, în care și-a pus toată energia și cunoștințele dobândite de-a lungul timpului. Carmen Brum a fost mereu foarte atentă la modul în care arată. I-a plăcut sportul, s-a ținut de el Sky și a ajuns un reper în materie de întreținere corporală. Cu toate acestea, e și ea om. Nu are în casă doar semințe, frunze și mâncăruri de dietă strictă. Poftește ca tot omul la toate delicatesele, dar are grijă să aleagă doar preparate potrivite. De departe, are cea mai mare slăbiciune pentru desert. Nu prea îi rezistă, dar cu timpul a învățat să își educe și poftele. Acum are o listă scurtă de bunătăți pe care liniștită le poate devora după bunul plac. Străduința ei și determinarea pentru a avea un stil de viață sănătos este molipsitoare. Eforturi supraomenești nu a făcut, iar regulile ei de bază sunt cât se poate de simple. A ajuns la ele după ce a studiat în amănunt ce e bine pentru sănătate, a învățat să combine alimente și să se autodisciplineze. Pune în practică tot ce știe că e bine pentru o minte și un corp sănătos. Degeaba ai grijă ce mănânci și cum te miști dacă nu dormi suficient. Somnul bun, odihnitor, în dozele de care avem nevoie, este cel mai bun medicament anti-aging. Dacă nu dormi suficient, dacă nu ai un somn de calitate, procesul de slăbire este încetinit. Și-a adaptat stilul de viață astfel încât rezultatele să apară și să se mențină, să aibă energie pe deplin și o vitalitate de invidiat. În ceea ce privește antrenamentele, adaptează mereu fiecare exercițiu la nevoile cu care se confruntă și asta le recomandă tuturor. Am schimbat de-a lungul timpului, evident, pentru că ajungem în etapa de viață 35-40, când corpul nostru suferă multe modificări. Și atunci e nevoie în permanență, mai ales în această perioadă, să-ți ajustezi programul de antrenament, să-ți ajustezi dieta. După 35 de ani începe să scadă masa musculară, încep să aibă loc tot felul de schimbări hormonale. Și atunci, da, trebuie să faci multe ajustări, dar totul este posibil. Este o feministă convinsă, optimismul o caracterizează și crede cu tărie că vârsta este doar un număr. Fiecare ar trebui să se simtă bine în corpul ei, fiecare femeie să fie principala prioritate în viața ei și să se concentreze pe propria ei reușită. Cu echilibru, toate se rezolvă, este de părere Carmen Brum. Lenny Kravitz este un mare, mare răsfățat. În România a fost tratat regește pentru concertul susținut la Untold, iar în viața de zi cu zi e la fel. Are chiar hairstylistul personal care are grijă de dreadurile lui chiar în timpul mesei. Ei, asta chiar e interesant, ne? Nu? Ia să ai grijă de părul meu. A trecut și festivalul Untold, a fost o nebunie. Da? Sute de mii de oameni au dansat, au cântat, s-au distrat la Cluj, iar artiști grei ai muzicii au urcat pe scenă. Printre ei și Lenny Kravitz. Delir a fost la concertul său și, într-adevăr, este un artist desăvârșit. Dar tu știi ce a cerut el în mod deosebit? Da, normal că știu. Tu știi? Știu și eu, dar dumneavoastră știți? Haideți că vă spunem noi. Mâncare atent selecționat, o anumită temperatură în cameră și ce mai. A fost un adevărat răsfățat. Ba, nu, că nu ar merita, nu? O, ba da, cum să nu? Da, tu știi că are o stilistă care se ocupă doar de dreadurile lui? Par uimit, păi, nu? Cum? Nu. Hai mai bine să vedem despre hai ce e vorba. So my hair was black because I just made that video for Paralyzed, and they brought in all this sand from the desert, and I didn't realize that I was living with all of that sand in my dreads, so my hair was black. Well, the water coming out of my hair was black. A little chocolatey. But, yeah. But we're clean now. Yeah. And we went through a few washes. Yeah. And got it to where it was. Streak of cleanness. By the way, this is Felicia. Yeah. She takes care of my dreads. And, how long are you gonna get her? You know, she's world famous, you know. Aww. Very hard to get her, you know. Facts. She's busy running around, you know, with all these celebrities and such, you know. But sometimes with the little people like myself, she comes around, helps out, makes her feel like she's doing something charitable. You know? Doing something for the community. You know I love you. No, anytime you call, man. I love you, Felicia.
Și uite, asta se poate numi cu adevărat răsfăț. Dă un telefon și hairstylistul preferat e la ușă. Îl coafează și are grijă de dreadurile lui în orice circunstanțe, chiar și în timp ce ia masa. Pentru concertul de la Cluj, Lenny Kravitz și-a luat tot timpul din lume. A venit cu un arsenal de autocare în România. Oricum, nu-i prea place să facă lucrurile pe repede înainte. S-a cazat la un hotel de top și toată lumea s-a dat peste cap să-i fie bine. Cum urmează o dietă strictă de vegan, bucătarii au pregătit fel de fel de preparate pe care artistul le îndrăgește. Apoi, o altă cerință care n-a suferit negociere a fost temperatura din camera de hotel. Nu avea voie să sară mai mult de 22 de grade. Răcoarea iar menține vocea în condiții optime. Lenny Kravitz este singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria Best Male Rock Vocal Performance. De curând, el a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, loc în care fiica sa Zoe Kravitz l-a taxat spre amuzamentul tuturor. I've had the pleasure of knowing you for a long time. And I must say, being your daughter has been one of the great adventures of my life. Since you were so young when I was born, in many ways we've grown up together. We've been through a lot. We've seen a lot. I've seen a lot. I've seen you change in the most beautiful ways. I've seen the way you stay the same in the most important ways. I've seen the way you show up and take care of the people you love. I've seen your incredible dedication to your art. But mostly, I've seen through your shirts. A clarificat repede întreaga situație că doar vorbim despre nimeni altul decât Lenny Kravitz. According to my dad, if it doesn't expose your nipples, it's not a shirt. Acum pare distractiv, dar în trecut... Sure, you used to embarrass me when you picked me up from school as a kid, but I gotta say at this point, I respect it. You really do pull it off. Your relationship with the netted shirt is probably your longest one. And it works. Dă-mi voie să mă ocup, gata, uite, am o nouă asta profesie, vreau să fiu hairstylistul tău. Mulțumesc. Personal și să mă ocup, și să fac și dreaduri de-astea, dacă nu, vrei. Nu, te rog, nu, nu. Fără dreaduri. Bucle, e suficient, bucle. E suficient. Bucle. Să știi că așa o să-mi îndeplinești visul meu și cred că al oricărei femei, în fiecare zi să ne coafăm, da, să fim aranjate. Da. Iau și bigudiuri de-alea, cumpă bigudiuri. Uite, vezi că te pricep. Îți pun cască de-aia, de bași capul în ea, n-ai treabă. Te pricep, dragul, da, meu, că avem o cât bata pe tine. N-ai treabă, că când ești cu mine, ești ca și singură. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Ediția Flash Mountain Best of a ajuns la final. Până săptămâna viitoare vă spunem toate cele bune, numai bine! Program disponibil pe primaplay.ro.